Bună ziua! Mă numesc Ciobana Nadejda, șef de filială, farmacia Yellow, din Tâlănești. Vreau să vă spun, după părerea mea, că cartea are un rol foarte important în dezvoltarea personalităților în viața de zi cu zi. Aș vrea ca să vă propun să ascultați un mic fragment din Supă de pietre. Un înțelept s-a retras într-o peșteră de munți pentru a-și profunda practica și a făcut un pat din ace de pin frumos mirositoare. Drept hrană a adunat sâmburi de pin și a săpat după rădăcini. Din luci a făcut un vas și l-a ars, având acum în ce să fiarbă un ceai sau o supă. Lângă munte era un sat mic și cum era iarnă, nu se mai sfârșea, iar sătenii-și terminaseră proviziile. Au venit la el după mâncare, le-a dat tot ce a putut și le-a arătat unde era cei mai buni pini și cele mai bune rădăcini. Dar mulți erau prea slăbiți ca să mai umble după mâncare. Mai rău, în foamea lor deveniseră răi, egoiști și necoperani. Dar el știa care este soluția. A făcut o oală mare de lut și s-a dus cu ea în mijlocul satului. Apoi a umplut oala cu zăpadă și a făcut focul sub ea. Toți sătenii se adunaseră curioși în jurul ei. Astăzi, anunță el, vă voi învăța cum să faceți supă de pietre. Toți au buhnit în râs. Cum se face supa de pietre? Dar omul aduna câteva pietre de pe munte și după ce le-a spălat bine, le-a pus în oală. Apoi a scos din buzunarul hainei sale niște semințe de pin și niște rădăcini uscate. Un setean a spus, trebuie și niște sare la supa asta. Da, răspunse omul, dar nu am sare. Am eu, spuse săteanul, mă duc acasă să o aduc. Un altul a spus, știi, mai am o bucată de varză în pivniță, vrei să pui în supă? Desigur, răspunse omul, ar fi minunat, iar săteanul a fugit acasă după varză. Unul a oferit doi morcovi zbârciți, iar unul și-a adus aminte că mai avea o ceapă. A mai apărut un pum de orez de la o casă și încă o țelină sălbatică și un pic de piper și astfel, spre încântarea tuturor, aerul s-a umplut de mireasmă îmbetătoare a supii. Sătenii și-au adus bolurile și au mâncat cu multă plăcere. A fost destulă supă pentru toți. Ce isteți e omul acesta, spuneau ei. Ce supă delicioasă a făcut din niște pietre. Așa că vă îndemn să citiți zi de zi că este folosul omului.